Începe să apară din clipă în clipă. O luăm prin surprindere. De data asta, ea nu scapă. Vine, vine! Toți pe locuri! Lăsați să vină. Domnule colonel, m-ați chemat? Mâine sus! La mulți ani, Elisa! Biroul nostru a devenit biroul anului, doar datorită ție! Mă uitam eu, de ce ați decorat cu baloane cu cifrele de anul ăsta? Dar, într-adevăr, s-a întâmplat ceea ce nu a fost niciodată în istoria biroului ăsta, cel puțin de 25 de ani, de când sunt șef eu aici! Ei, dumneavoastră deja exagerați! Asta este munca întregului colectiv! Toți au depus efortul să ajungem la acest nivel! Asta eu exagerez! Încă un pic și colegii tăi nu vor avea ce face la serviciu! Toată ziua vor sta și vor mânca semințe! Ia stai să-ți arăt! Aproape de pace! Așa... Ia privește! Bucătarul! Cum ai reușit să-l capturezi? În doar o singură oră! Păi ce fel de bucătar care încurcă așa ostensilele? Nu vedeți ce ține în mână? Uite, eu asta n-am observat. Bine, dar infractoarea care se deghiza ca profesoară, cum ai reușit să o identifici atât de rapid? Păi este îmbrăcată în negru. Păi și eu sunt îmbrăcată în negru, și șeriful îmbrăcat în negru, și dumitale ai ceva numite negre. Păi da, dar ea specifică că este o profesoară, iar profesorii evită să se îmbrace în culori întunecate. De ce? De cele mai deseori se murdăresc secretă. Acum am înțeles, să nu se observe. Bine, dar chinezul cum l-a descoperit? Uitați-vă la ochii lui, seamănă oare cu încheietoarea de la cufoaică? Domn colonel, frizierul! Da, într-adevăr, de unde ai aflat că el nu este frizier? Aici este atât de simplu încât nu trebuie să vă explic! Priviți atent la coafura lui! Nici măcar nu s-a pieptănat dimineața! Frizier, mare frizier! Într-adevăr... Chiar era atât de dificil ca 10 ani să nu-l găsești? Scuzați, domnul colonel, mă voi corecta. Dar iată, persoana care se dădea drept Miss Univers, în general avea părul astupat și ochii la fel. Păi de asta, nici o persoană frumoasă nu-și va ascunde părul sau ochii, mai ales cu ochelari de soare, nu se vede nimic prin ei. Domn colonel, mă scuzați, vă rog, nu mi-am dat seama. E iepurașul de Paști și șeriful. Ce are iepurașul cu Paștele? Paștele este o sărbătoare creștină, însă iepurașul este un simbol păgân. Da, într-adevăr, nu am văzut niciodată nicio icoană cu iepuraș. Acesta are mustața răsucită, pe când șeriful adevărat nu. Cât e de simplu, tot ce este complicat. Meriți toată admirația noastră și aplauzele! Bravo, Elisa! Bravo, Elisa! Bravo! Bravo, Elisa! Nu știu, eu doar mi-am îndeplinit atribuțiile mele de serviciu. Cât e de modestă! Tocmai de aceea ne-am gândit ție să-ți oferim concediu! O zi! Oho! Dar eu nu merit! Dar am uitat ceva! Ai venit la minister! Pentru tine! Eroul anului! Bravo, Elisa! Poftim, Elisa! Mulțumim! Ai grijă de ea! Dar noi să începem festivitatea! Noi doar participăm, iar se distrează cei care au premii.
Ai Mirisa? De care vrei? Roșu, galben, albastru, portocaliu? Oricare! Oh, și primul pahar pentru cel mai brav. Ajunge! Hai ia! Mulțumesc! Cu plăcere! Domn colonel, avem și noi o zi liberă! Unde? Raportul de activitate săptămânal să mi-l depui chiar acum! Servim, servim! Da, Melissa, îți mulțumim pentru tot efortul care îl depui pentru biroul nostru! Mă scuzați, mă sună cineva! Continuă, ce spuneai acolo? La mulți ani! Mulțumesc! Da, Melissa, țara niciodată nu va uita de tine! La mulți ani! Dar permiteți-mi să zic și eu ceva! Vă mulțumesc că m-ați primit în echipa voastră ca pe un membru al familiei! Necătând la toate neajunsurile mele! Aici chiar mă simt ca acasă! Și apropo, mereu voi fi de partea justiției! Bravo! Bravo! Bravo, Melissa! Și atunci i-am răsucit mâinile la spate, i-am pus cătușile și i-am șoptit la ureche: infractorule, ești capturat! Ce interesant! Mai povestește! Vreau să mai auzim astfel de istorii din activitatea ta! Dragi colegi, mă scuzați, dar trebuie să plec! Într-adevăr, dați-i pace, colegii! Eroul trebuie să se odihnească! Melissa, ești liberă! Deja este ora 9 seara! Deci ne vedem mâine! La revedere! La revedere, Melissa! La revedere! Dar voi de ce stați? Infractorii nu dorm niciodată! Dar voi dormiți! Bine, mergem chiar acum să-i descoperim! Voi să-i descoperiți! Asta eu o să-i descoper! Nu răspunde fata noastră! Ce s-o fi întâmplat, oare? Cred că e ocupată! Uite că afară deja a înserat și ea pe timpul ăsta venea acasă! Doamnă, de ce nu vine să ne salvezi? Doamnă, doctor, nu știm ce să facem! Atunci măcar de voi să scap! Uite, m-a rămas singură două țele! Dă-mi pace, nu, doamnă! Lăsați-ne, vă rog frumos, acuși poate vine fica noastră! Hai să fugim de la el! Stai că nu pot să mă ridic! Wow, cât de repede fugiți voi, sportivilor! Nu vă chinuiți atâta, oricum o să vă prind. Mișcă o toată! Așa voi! Mama, tata, eu sunt acasă! De ce ușa e deschisă? Mama, tata, unde sunteți? Aici, Melissa! Intră în cameră! Ce s-a întâmplat? Doctorul a fost! Și ne-a blocat aici! Și nu putem mișca! Pe tine te căuta! Fata noastră, ia seama de el! Ai grijă de tine! Totul s-a întâmplat doar din cauza mea! Dacă nu mă nășteam cu așa puteri, ar fi fost mult mai bine! Pe care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. În ultimii 5 ani, nivelul criminalității a crescut de 1000 de ori. Totul din cauza doctorului cu supraputeri. Iarăși doctorul ăsta! El mi-a luat familia, prietenii, serviciul, viitorul și întreaga mea viață!
M-am săturat atâta! Cine face gălăgie în casa supereroului nostru? Ha! Chiar tu însă-ți, Melissa! Uite, ți-am adus aici niște mere! Mai mănâncă-ți ca mine! Mai ridică-te din fotoliu ăsta! Mereu când vin la tine stai doar aici cu nasul în televizor! Hai! Puteți mai încălzește mușchii! Puteți mai revin puterile! Păi tot ce se întâmplă acum la știri este din cauza lor! Puterile astea supranaturale! Aaa, am înțeles! Tot te lupți cu dânsul, doar prin poze. Melissa! Au trecut 5 ani de atunci! Păi totuși îți încerci puterile! Revii! Eu tot ce am avut de spus, am spus. Dar eu îți spun să nu te grăbești cu răspunsul. Căci îți voi zice tot adevărul. În ultimii 5 ani, în orașul nostru e doar haos. El a semănat peste tot doar frică. Și puterile lui le folosește numai în scopuri de a face rău în lumea asta. Și nimeni nu-l poate opri în afară de tine. Să știi, eu te aud foarte bine. Iată, tu nu mă auzi. Am spus nu și gata, nu mă mai întorc. Din păcate și auzul meu este foarte bun, dar niciodată nu m-am gândit că voi auzi așa cuvinte de la tine. Melissa, eu nu mai sunt șeful tău, dar sper că am rămas încă prieten. Și tocmai de aceea te rog să te uiți în această agendă. Aici mi-am notat toată informația, tot ce știu despre doctorul ăsta nebun. Te rog frumos, când ai timp, privește ce a făcut el și poate găsești un indiciu. Ok, lasă-l, dragă prietene. Te las cu bine, Melissa. Eu plec. Mă duc să lupt cu el. Dar știu, fără de tine, fără de ajutorul tău, e ca și cum moare de vânt. Nu avem nicio șansă. Cu bine! Am pregătit și a doilea elixir al puterii și acum voi fi de 100 de ori mai puternic decât acum și îmi voi face o armată de zombi care mă va ajuta. Și acum nimeni nu mă va putea opri. Doar de Melissa, dar pentru ea am un plan. Voi ademeni prietenii de la poliție și ea va veni să-i salveze. Și ea atunci va pica în capcana mea. Am mai rămas cu un pic și voi deveni cel mai faimos și cel mai puternic din lume. Nu-l văd pe nimeni. Păi cum să vezi, domnul șerif? Ai pălărie pe ochi! Așa. Și dumitale ai părul lung. Așa, ascultați. Din informația pe care eu o dețin, doctorul nebun locuiește aici. Deci, va trebui să fim cu ochii în patru. Și să nu ne despărțim. Ieșim. Pe rând, eu voi fi din spate. Sergent Ionuț, nu te grăbi! Nu te grăbi! Pericul ar putea să iasă de unde nici nu te aștepți. Parcă e curat, dar miroase a ars. Haideți că eu vă protejez de aici. Ce-i asta? Vai! Ce-i asta? Cumva o țintă? Arme din Evumediu. De ce? Nu puneți mâna! Lăsați amprente! Sunt ascuțite! De ce e roșu aici? De ce e roșu? L-am folosit!
ceva acolo să mișcat în mine, îmi pare mie! Nu vi se pare? Și eu la fel am văzut! Cine n-ai fi? Să știi că noi nu ne temem! Avem arme! Fiecare răspunde pentru el! Nu ne temem! Mare curajoasă și asta! Cine acolo nu se teme? Cine vrea să se pună cu puterile mele? Ia să vedem! Le prindeți? Ascundeți-vă! Ne tragem! Sunt legat! Cum să scap de aici? Doctorule! Tu ești! Dezleagă-mi imediat! Te voi dezlega! Doar dacă îmi zici unde este Melissa! Nu-ți spuneți nimic! Unde sunt ceilalți colaboratorii mei? Spune-mi! Unde sunt? Prima, spune-mi tu! Unde este Melissa? Eu nu-ți spun nimic despre prietenii mei! Nimic nu spun! Atunci nu te dezlegi! Unde sunt colaboratorii mei? Unde sunt polițiștii mei? Nu știu! Au dispărut! Nu te chinui atâta! Oricum nu scap! De ce-ți trebuie? Asta nu-i treaba ta! Mai bine spune-mi, dacă vrei să scapi nevătămat! Eu nu știu ce plan ai, dar nu o vei găsi niciodată! Dă-i pace și așa a rămas singură, fără de părinți! Bine, nu vrei să vorbești, atunci îți spun ce va fi! Ce va fi? O vei căuta până îmbătrânești! Nu! La știri vor spune că planul poliției a fost dat peste cap și toți polițiștii au dispărut și Melissa va vrea să-și salveze prietenii și va veni singură la mine, în capcana mea! Nu, nu o să-ți reușească! Ba da! Nu o să-ți reușească! Mai bine dezleagă-mă dacă vrei tu să scapi nevătămat! Spune mai întâi unde este Melissa. Nu-ți spun! Eu nu-mi predau niciodată prietenii! Breaking news! Cine a conectat televizorul? Melissa Vulcănescu! Prietenii tăi au fost toți capturați de doctorul cu supraputeri și nu au nicio scăpare! Ce? Doar cu ajutorul tău vor supraviețui. Mi-am pierdut familia, serviciul, dar nu vreau să-mi pierd ce mi-a mai rămas, ultimii mei prieteni. Nu, eroul Melissa revine! Ia privește, dragul meu, aici. Ce? O ieprubietă? Ceva pulbere, albastră sau verde. Nu voi fi doar puternic, dar și invizibil! Nu să te mai văd! Dezleagă-mă și dispari și din oraș și din toată țara asta! Eu voi fi invizibil, dar voi fi și omniprezent. Dar de ce să mă juc atâta cu iprubieta asta? Să beau tot elixirul care l-am! Ce ai acolo? Cât ai acolo? O sticlă întreagă! Miroase foarte bine! Unde să fie doctorul ăsta? Ce-i în camera aceea? Ia să văd! Ceva cod? Ce faci aici? Păstrează grinci! Vrea să amplifice supraputerile!
O, a apărut și fosta mea pacientă. Hei, doctorule, unde sunt prietenii mei? Nu-ți face griji. După ce voi scăpa de tine, voi scăpa și de prietenii tăi. Eliberează imediat. Dacă nu, va fi rău. Eu te atenționez. Dar tu, ce nu știi? Eu am puteri mai mari decât ale tale. Ce? Poți să faci și așa ceva? Da, și nu numai. Nu, oprește-te! Alegi bine, dar dacă mă fac invizibil... A dispărut! Și unde a plecat? Au! Ce faci? Unde ești? Cine mă gândea? Stop! Lasă-mă în pace! Nu mă atinge! Du-te! Ești invizibil! Nu te văd! Cucu! Sunt aici! Cum ai reușit să faci asta? Știință! Îți place! Imposibil! Cum, Melissa? Așa nivelul jos și tu n-ai pus să-l treci! Ia să te văd pe tine! Poftim! Hai încearcă! Îl trec cu ușurință! Trebuia să-i găsești punctul lui slab, Melissa! Păi ce spune? Dar eu vreau să-mi salvez jocul, să nu încep iarăși de la început. Salvează-ți! Stai un pic cu chilarii ăștia. Mica, ține, eu revin în câteva secunde. Îl trec easy. Să te vedem. Unde e doctorul ăsta? Hai să te văd! Am și eu pianină de super-erou! Oh, a venit un nou super-erou! Bine venit și bine plecat! Ce? Nu am înțeles. Unde ai dispărut? Te faci invizibil ca și mine. Stai, acum stau și eu pașii. Domnule doctor, te-am prins. Ba eu pe tine. Îți place. Și mie la fel. Este imposibil într-adevăr, Melissa! Ți-am zis și eu! Dar, Michela, cum să-l câștigăm pe el? Mami, poate tu treci acest joc! Încearcă! Tu n-ai avut așa ceva! Da, mami, poate încerci și tu! Nu, mulțumesc! Nu vreau să încerc! În general, eu nu vreau să mor! Mi-este frică! Nu mai băgați în joc! Nu, fără mine! Atunci cum facem? Rămâne jocul neterminat! Tati, fii liniștit! Cât tu erai în joc, mie mi-a venit o idee cum să-l învingem! Tati, jos de pe scaun! Să încerc și eu! Bine, Melissa! Hai mai încearcă o dată! Abia aștept! Succes! Dacă Melissa va reuși să treacă acest joc, sunt mine și sunt... Căptureze pe doctorul ăla nebun. Va avea o mega surpriză pe care nici nu o așteaptă. O, ai apărut din nou. Acum își facem o găinușă grill. Ești pregătită? Te vei prăji tu singur pe tine. Am câștigat jocul! Dar stai, unde sunt colegii mei? Domnul colonel! Domnul colonel! Unde sunteți? Melissa! Fugi de aici! Ești o capcană! Doctorul te-a...
pregătit o capcană! Fugi! Domnul colonel, ce spuneți aici? Doctorul nu mai există! Cum? Așa! L-am învins! Da? Ah, mulțumesc! Melissa, urgent trebuie să căutăm pe ceilalți colegii noștri! Stați liniștit! Ei sunt în siguranță! Cum? Eu deja i-am eliberat! Melissa, nu știu cum l-ai învins tu pe doctor, dar el avea puteri de 100 de ori mai mari decât ale tale și a făcut un elixir! Domnul colonel, vă rog frumos să mă scuzați, dar eu trebuie să mă întorc în lumea mea reală! Cum? Deja? Da! Păcat! Așa cu laborator, nu avem nevoie! Gata! Melissa a reușit! Se întoarce acum, mami! Ai pregătit surpriza! Da! E aici! Melissa! Gata! Melissa, iată și surpriza! Melissa, ești bravo! Ești supereroul! Da! Oficial, Melissa este supereroul! Dar superputerea ei sunteți voi! Abonații! Hai, deschide! Eu cred că visez! Wow! Buton aleaur! Al doilea buton din familia Mirmit! Al șaselea buton și al doilea de aur! În spate nu se mai lipi din pachetul ăsta! Wow! Și-l va pune pe dulapul nostru plin cu butoane! Nu știu dacă mai încape acolo! Va trebui să facem un alt dulap! Wow! Mulțumesc! Da, este efortul tuturor! Și mai ales al celor care ne trăiesc cu noi! Hai, că n-a mai rămas mult! Să vină și butonul de diamant! Uite-l, mami, aici este! Wow! Ce știu un secret la el? În spatele cutii sunt diamante! Mircea, nu până vrăgi prea mult! Așa-ți de, căci este rândul tău să aduci butonul acasă! Fără buton, să nu te întorci! Da, într-adevăr, n-a mai rămas mult! Și vine și la Mircea butonul de aur! Doar cu efortul vostru! A mai rămas doar puțin! Haideți să-l ajutăm până la finele anului școlar să obțină butonul de aur și Mircea Melimi! Chiar de ziua mea! Intrați chiar acum pe canalul Mircea Melimi și abonați-vă! Da, și pe Melimi Vlog!